Colegio, estimați colegi consilieri, primar. Astăzi, 31 ianuarie 2019, desfășurăm prima ședință ordinară a Consiliului Local în acest an. Pentru că suntem la început de an, doresc să vă adresez tuturor un călduros multă sănătate, prosperitate, împlinit, ceea ce îmi doresc și mie, gânduri bune și respect față de cetățenii din localității noastre. Pentru a avea în vedere faptul că toți consilierii sunt prezenți, în 2-3 minute apare și doamna Oleacă, considerăm că ședința noastră cuvenește condițiile statutare și de clar deschise lucrările de acestea. În acest sens, vă rog să-mi permiteți mai întâi să punem în spre aprobarea dumneavoastră procesul verbal de ședință de luna ianuarie a ședinței Consiliului Local și vă aș ruga să vă exprimați vedere cine este pentru. Dacă cineva se abține împotrivă, abținerea că n-ați fost prezent, probabil că mă abțin și mă privesc de ce mă abțin. Consider sau am citit procesul verbal, chiar am citit cu atenție și nu reflectă în timpul cu ședința din decembrie. Taxele, impozitele nu s-au votat să se mărească și putere s-au mărit, nu știu cum s-au făcut, nu sunt făcute procesul verbal. De aceea mă abțin să votez. În mare parte este corect. Da? De aceea mă abțin. Nu acordul dumneavoastră, o să vă spun că pe lângă proiectul de hotărâre pe care o să le menționez, care a fost prezentat pentru ședința de astăzi, s-a solicitat o suplimentare de două proiecte de hotărâre, pe care de asemenea o să le dau citire, cu rugămintea de care a apropa, ca să facă obiectul dezbaterii ședinței dumneavoastră de astăzi. Mai întâi o să încep cu ordine de zi și o să dau citire. Proiectele care sunt înscrise pentru adunarea ședința de astăzi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Bartol Cristinea, președinte de ședință pentru luna decembrie, pentru luna februarie, pardon, 2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului tarifului la apă potabilă și canalizare și respectiv aprobarea modificărilor prețului de producere și transport în vederea de distribuire a apei potabile. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind 1 de implementarea proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de sanitizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Următorul, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2019 în vederea efectuării orilor de muncă de către beneficiari de ajutor social acordat conform prevederilor legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat, modificările și completări de utilizare. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență cuantumul și metodologia de acordare al acestora. Următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Util Conseca SRL. 8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului exclusiv al orașului de Bună de Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Câmpul Bună, județul Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între
Administrația Națională a Penitenciarilor, lider de proiect și orașul Târgu Ocna și Centrul Educativ Târgu Ocna, în calitate de partener pentru implementarea proiectului KIL de integrare socială a minorilor prin învățare și dezvoltare personală. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii Comisiei Sociale de Analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării locuințelor destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în Oraș Sintuzi. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinei de prioritate în soluționarea celor de locuință construite pentru tineri destinate închirierii în orașul Târgu Ocna. 13. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral de venituri cu oprii realizate la încheierea exercițiului bugetar a anului 2018. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin citație publică a terenului suprafață de 2.892 metri pătrați situat în orașul Târgu Ocna, cartier Gura Sănic, punct carieră, județul Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru investiția în sistem, sistematizarea verticală și raport la utilități bloc de locuință pentru tineret, blocul C8, construit în Agenția Națională pentru Locuințe, care e în construcție. Pe vechea amplasamentului din activități. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1, punctul 7, operațiuni diverse, muncări calificate, din hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna, numărul 98 din 29.11.2018. 17. Informare privind activitatea asistenților personal a persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul 2 al anului 2018. 18. Raport privind statul de înscriere a datelor în registrul agricol la finalul anului 2018. 19. Interpelări, întrebări, răspunsuri. Vă supun la vot ordinea de zi care a fost transmisă în ultima fază. Cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Dacă cineva se abține, cineva împotrivă, deci în unanimitate. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi despre care am făcut vorbire, cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva? Vreau eu să menționez ceva. Se poate suplimenta ordinea de zi dacă domnul primar intervine, dar nu se poate suplimenta ordinea de zi dacă eu am depus un proiect de hotărâre de Consiliul Local, spunând că ordinea de zi este deja făcută. În regulamentul Consiliului Local sunt prevăzute foarte clar care sunt situațiile în care se poate solicita o derogare de la regula de bază. Pentru că considerăm că e oportună solicitarea de astăzi și de aceea am și să pus o atenție și a fost aprobată de către colegii noștri. Vă rog să-mi permiteți să-i dau citire. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de grad în orașul Târgu Ocna pentru anul școlar 2019-2020. Și 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul legale de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087 din 16.04.2018. Stimați colegi, având în vedere faptul că pe ordinea de zi avem un număr însemnat de proiecte pe care urmează să le supunem și dezbatere, în conformitate cu prevederile articolului 53, alineatul 2 de regulamentul Consiliului Local, vă propun să fim de acord ca la lucrările Consiliului Local, dacă sunt participanți din afară și sunt invitați de către primar să-și exprimă punctul de vedere, domnul primar, să-i invitați cineva și vizită astăzi? Deci nu. Înțeleg că dumneavoastră ați venit cu o problemă numai de a audia lucrările și ședinței noastre. Probabil și un punct de vedere
privind taxa pe gunoi. Da, urmă, o să vă puteți exprima punctul de vedere. Totodată, în ședința Consiliului Local, ne fiind invitat de către primar, în afară de ceilalți care au dreptul să participe la ședință, puteți participa toți cetățenii. Ședința e publică, dar în privința orei cuvântului, numai în situațiile care sunt prevăzute și la momentul potrivit, eu am să țin cont să vă dau și pe asta posibilitatea să vă exprimați un lucru. Bine? Da, mulțumesc. Articolul 58 din aliatul 3 din regulamentul nostru prevede că consilierii pot participa la dezbatere în ordinea înscrierii la cuvânt. De aceea vă rog la fiecare proiect de hotărâre, nominalizăm prima dată pe cei care vor să înscrie la cuvânt, să fiți de acord cu cuvântul fiecăruia 3 minute să poată să-și exprime punctul de vedere legat de ordinea de zi și vă atrag atenția că nu este corect și regulamentul interzice să adresăm și plie sau alte conduite care sunt în neconcordanță cu bună desfășurare a autorilor ședinței noastre. Cu acestea spuse, v-aș ruga să fiți de acord să intrăm în ordinea de zi. Primul proiect pe care îl avem în dezbatere este proiectul de hotărâre privind alegerea domnului consilier Panțelu Cristinel, președinte în ședință pentru luna februarie 2019. Comisia juridică, vă rog să vă... Comisia juridică, favorabil. Dacă sunt observații, dacă cineva vrea să facă anumite apreciere legătură cu acest proiect de ordine de zi, înțeleg că nu sunt, supunem la vot cine este de acord ca domnul Panțelu să fie președinte de ședință pentru luna februarie 2019. Dacă e cineva împotrivă, s-ar ține cineva? Da? Maxim. S-a aprobat. Doi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării codului tarifelor la apă potabilă și canalizare și respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii potabile. Vă rog să prezentați avizul comisiilor care au avut acest spre dezbatere, spre avizare. Comisia Juridică a avut aviz favorabil. Comisia de urbanism acordă aviz negativ sau nefavorabil, cu două abțineri și un pentru împotrivă. Comisia Economică aviz nefavorabil, două lucruri împotrivă, două abțineri și un vot. Vă rog că, în ordine să vă scrieți la cuvânt cei care doriți să faceți observații preferit punctul de vedere în legătură cu acest proiect de hotărâre. Cine doriți să scrie la cuvânt? Domnul Iaru. Ce vrea de ești? Domnul Rusu. Domnul Rusu. Dacă nu mai dorește nimeni, îmi vedem lista și îl rugăm pe domnul Iaru să-și spune cu totul vădere de vedere în acest proiect. Încă de la început vreau să spun că prețul de 4,41 o să-l numesc e preț de aglomerat. Deci, începând de dacă se aprobă acest preț, eu vă rog să distribuiți la robinetele cetățeanului român din Târgovea apă minerală. Pentru că apa ne dă Dumnezeu, vine din cădere, nu există un consum sau extraordinar de mare, cel puțin pentru Târgovna, ca să justifice acest preț. Societatea nu are decât să facă preț diferențiat în funcție de costurile pe care le are pentru fiecare localitate în parte. Deci, ca atare, eu nu voi vota mai ales că, gândiți-vă, să zicem, 10 metri cub de apă, la care se adaugă 9 metri, că e 90% canalul,
Fermul s-a dus 100 de lei din buzunarul cetățeanului. Având în vedere că sunteți la guvernare, ar fi trebuit să interveniți așa cum au făcut și ceilalți primari acum, de exemplu, i-a dat și la televizor că nu le-a convenit și să nu vă lăsați amăgiți de creșterea prețurilor. Salariile să crească în funcție de productivitatea muncii și nu în funcție de cum li se pare lor că e normal și pe cât. Mulțumesc! Pare bun, domnul Rusu. Nu, mulțumesc, grație. Domnul Rusuca? Deci, suntem captivi zeci de ani la creșterea apei, fără să facem absolut niciun efort pentru a elimina pierderea apei. Se pun și pierderile pe timp și nu avem nicio șansă, da? Să putem avea o apă mai bună la un preț decent. Deci, nu putem vota așa ceva. Nu cred că cetățenii ne-au trimis în Consiliul Local să votăm prețurile la utilități. Cetățenii ne-au trimis în Consiliul Local să facem cât mai agreabilă viața, cât mai ieftină, ca să poată rămâne în oraș, nu ca să plece. Nu voi vota acest proiect. Mulțumesc. Trebuie totuși să facem o mențiune. Eu sunt în totul la fostul noastră că prețurile ne afectează pe toți. Aceste tarife care sunt supuse de spartare nu sunt stabilite de către noi. Sunt cele din ATIP. Facem parte, o afetă cu ordine din această asociație. S-a făcut un plan, o evoluție a tarifelor pentru că doar de destul de îndepărtată de cinci. Și eu au venit un fundament. Domnul Iaru are perfectă dreptate să dorește același preț acelui care chiar de unde izvorăște apa, Dumnezeu de Bărmănești, cu cel care păi, la ultimul, la capătul lui de ajunge la ultima casă de Vigul de Bacoză, cum se zice, acestea același preț și nu se pare inginer. Deci, pentru că pierde ceva, că nu le face de Bărmăneștea, nu le face Târgoșteanul care e la 10 km de Bărmănești. E o politică care n-am agreat-o nici noi, dar în condițiile în care te opui, la un moment dat, vine pe varianta cealaltă și o execută în mod obligatoriu. Am câteva exemple să vă dau și noi am fost în situația, că vă să aminte după 2010, când ne-au pus să plătim partea de apă, care la vremea respectivă le s-a părut că eram dator să o facem, au luat numai cele convenice de la prea să vă. Dar, cu părere de rău, credeți-mă că tot în sarcina noastră în timp, mai mult, suntem obligați să plătim și penalități dacă nu vom agrea, dacă nu vom accepta acest tarif care este stabilit. Ați văzut că motivația celor de la ADI și a celor de la CRA vin cu justificarea că nu au mai fost majorate tarifele la apă din 2013, după 4 ani de zile. Calitatea apei, o știm cu toți. Din ce în ce mai proastă. Încă sunt o grămadă de reproșuri care le-am făcut și le putem face în fiecare dată. Ne dorim cu toții să avem alte situații, să vedem cum o să reușim la nivel de județ să-i facem pe acești CRAB să presteze activitățile la nivelul polițelor noastre. Deci, nu este apanajul OAT-ului Târgu Ocna, executivului Târgu Ocna, tariful pe care îl spunem de dezbaterea astăzi. E cel care e stabilit dinainte de către Consiliul Director, de către ADIP, de către reprezentanții județului. Domnul am zis că respectăm regula, am dat posibilitatea fiecare, însă că cred, nu îmbegetez și nu vreau să-i fac. O remarcă a fost în sărăzără. Spuneți că vom face... Vă dau posibilitatea, stați, totuși, o singură intervenție, vă dau
posibilitatea la fiecare să facă. Spuneți-mi. Spuneți că nu agreați această politică a prea voluntar. Vreți să ne lămuriți, să votăm creșterea prețului la apă din timp, da? Mai spuneți că nu este apanajul nostru să mărim prețul la apă, dar de cine, de ce suntem forțați să votăm? Care e problema? Ce să votăm dacă nu este apanajul nostru? Păi de ce votăm? Și așa, l-au scumpit, am înțeles, sau l-au scumpit. Care e problema? De ce votăm? Dacă nu este apanajul nostru. Chiar nu înțeleg. Nu este apanajul nostru, dar ne supun aprobării noastre scumpirea apei. Nu înțeleg care este problema. Unde este? Este problema. O să arunce pisica la noi, noi ne ducem cu pisica acolo. Asta e sigur. N-ai. O să arunce pisica. Nu mi se pare corect. Dacă vor să scumpească, să o scumpească ei. Nu să arunce pisica în curtea Consiliului Local. Băi, dar cine să, dacă zice cineva că este aia scumpit apa? Noi nu, Consiliul poate Târgoviu a scumpit apa. Uitați-vă în procesul verbal de ședință. Vreau să regulamentul care era regulatismului, care a fost aprobat. Nu se părăți pe mine. Și era și voi să fie acolo când s-a aprobat. A fost aprobat, dar nu am aprobat că nu să nu era scumpiri de apă. Regulile care au fost stabilite atunci au reverberație o perioadă mai lungă de timp. Nu, reverberație, eu nu sunt. De ce ne pun nouă în frică scumpirea apei astăzi? Pentru că noi suntem beneficiari de apa pe care... Noi nu putem fi de eu cel puțin nu voi fi de acord. Am înțeles asta. Trebuie să vă spuneți. Dar dacă îmi permiteți să urmim lucrurile de la 3,47 crește la 4,05. Și de la 3,78 la 4,41. Creșterea nu este nici de un aproape, în jur de un leu. Și este 1000 de litri, în metru cub. Nu știu ce legătură are cu apa minerală, dar în fine. Eu doresc să vă amintesc că în exprimarea tematică am specificat acest lucru și doresc să amintesc acum. Sigur, nimeni nu dorește să scumpim utilitățile. Dar trebuie să aduc în discuție contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de apă și canalizare, care s-a făcut în 29.11.2010, de către primarul de atunci și cu cei care au la conducere. S-a încheiat între Asociația de Dezvoltare cu Comunitară Bacău, în calitate de reprezentant și primărie. Și acolo, la articolul 36, se spune așa. Prețuri, tarife și alte surse, spune în cazul în care, care sunt urmările lor. Și de ce trebuie să facem? În cazul în care unitățile administrative teritoriale refuză să permită operatorului să aplice strategia de tarifare, acestea sunt obligate să suporte din bugetul propriu pierderea potențial de venituri ca urmare acestui lucru. În această situație, unitățile administrative teritoriale sunt obligate să prevadă în bugetul de venituri și cheltuieli propriu, cu prima rectificare sau cel târziu la adoptarea bugetului nou, sumele pe care operatorul a fost lipsit. Plata acestor sume trebuie făcută lunar până la emisiunea decizii. De asemenea, vreau să vă spun că pe rolul Tribunalului Bacău se află dosarul numărul 3239 pe 2016, având ca obiect pretenții, deci tot așa diferența, știți că nu am aprobat nici anul trecut, nici acum 2 ani, pretenții, reclamant Crabu și Primăria Târgovna, cealaltă parte în care mi se cer sume destul de importante. De asemenea, pe rolul Tribunalului Bacău este înregistrat dosarul 2990 din 2017, având ca obiect, iarăși, diferență de preț. Și sigur, dacă asta nu veți aproba acum, vom avea și al treilea dosar pentru diferență de preț cu urmările care sunt. Mulțumesc! Deci, remarca care vreau să o fac, în basă tot la fel de rendumenit ca și domnul Rus, în sensul că de ce trebuie să aprobăm noi? Pe corpul, mi s-au majorat și facturile care au venit deja, au venit majorate. Și o altă dovadă că ele oricum se majorează, este faptul că noi, la ora asta, plătim contrar spuselor domnului primar. Domnul primar spune că anul trecut nu am aprobat creșterea. Acum 2 ani am aprobat creșterea. Și avem pe rolul distanței de la Bacău două proteste. Pentru diferența de creștere. Dar dacă ne uităm că oricare dintre noi, în facturile care de sunt acasă, noi plătim tariful care a fost impus
Adică nu-l plătim pe ăla de acum 3 ani. Îl plătim pe cel care nu l-am aprobat anul trecut. Deci nu ar trebui primăria să plătească diferențe. Atâta timp cât CRAP a plasat suma care ei au impus-o la nivelul anului trecut. Și asta e dovada clară că cetățenii am plătit. Și uitați-vă, am făcut din decembrie, noiembrie, tot anul precedent, că nu plătim apa la prețul de acum 3 ani sau 4 ani. Facturile care vin acum, care au venit deja, la unii cetățeni au venit deja facturile. Pe luna ianuarie prevede un nou preț care este impus de CRAP. Și atunci, pe care de consecință, noi de ce să aprobăm? Pentru că dacă stau și mă gândesc în acest contract care noi îl avem prin cadrul adibului cu CRAP, odată că ar putea fi denunțat, să vedem în ce condiții și cum. Dar doi la mână, noi nu avem decât rol, un fel de rol de sindicat, care să apărăm relația contractuală cetățean-CRAP. Alt rol eu nu-l văd. Asta. Entitatea care e creată la nivelul adibului, care reprezintă toate următoarele. Mulțumesc frumos, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-a abține? Mulțumesc. Proiectul a trecut. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea. S-a trecut, dar a trecut. S-a scădat. Ați aprobat scumpirea. Domnul președinte, dar nu trebuie să repuneți în urmă, doar că sunt dacă nu vorbim bine o replică a unui consilier, îi puneți cu mântură. Nu, 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 nu. Nu, vă rog frumos, eu știu că sunteți președinte, nu trebuie să repuneți cu mântură, că nu vorbim bine pe asta ceea ce spun eu. Domnul Rusu, vă atrag atenția. Și eu vă atrag atenția să nu mai încercați să puneți cu mântură, eu am fost civilizat. Dacă mai interveniți o dată, vă spun că vă evacuiesc în sână. Nu aveți drepte. Dacă mergeți pe aceeași... Domnul președinte, nu-i corect ce ceva. Comportați-vă cuvincios față de colegi, față de toată lumea care vă urmărește. Nu cred că m-am comportat vreodată de când sunt consilier necuvincios. Și atunci, ce care e problema? Dar nu încercați să-mi puneți bunul. N-am spus nimic. Vă rog să respectați regulamentul de sfârșurare și publice. Atât, nu vă cer nimic. Respectați-vă și dumneavoastră. Păi eu respect, aia vă cer și dumneavoastră. Vă rog, domnul președinte, vă rog să comunicați încă o dată rezultatul votului. Da, domnul Roșiță. 9 voturi pentru. Da. 6 voturi împotrivă. 6 voturi împotrivă. Și 2 abține. 6 împotrivă și 2 abține. Și care este formul care ar trebui să fie pentru a, ca proiectul să treacă? 9 voturi. De ce 9? Majoritatea... Care e majoritatea, doamne secretar? Majoritatea, votul majorității membrilor... Bun. 17 împărțit la 2, cât fac? 8,5. 8,5. Putem tăia un consilier în două? Nu, nu, nu. Domnul primar, stați liniștit. Nu. Și atunci, majoritatea este... Vorumul legal este de 10 voturi pentru. Rețineți. Consemnați ceea ce vă spun și vedeți cum o să stăm cu legalitatea hotărârii pe care o... Nu râdeți, domnule primar, nu vă vorbește oricine. Da, domnule, am reținut. Rețineți că forum pentru aprobarea hotărârilor este de 10. Atât. Mulțumesc. Trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Vă rog avizul comisiilor. Comisia juridică acordă aviz favorabil. Comisia pentru care s-a acordat aviz nefavorabil cu 2 voturi pentru și 3 abțineri. Comisia economică aviz nefavorabil, un vot pentru, 2 abțineri.
Mulțumesc. Vă rog, ce vreți să spui la tine? Nu dorește nimeni? Dacă nu dorește nimeni, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Vă rog avizul comisiilor. Comisia juridică acordă aviz nefavorabil, 3 voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Comisia pentru urbanism este aviz nefavorabil, 1 vot pentru, 1 vot împotrivă și abținere. Comisia economică aviz nefavorabil, 1 vot pentru, 2 abțineri, 2 împotrivă. Dacă sunt doritori să se scrie orice cum, vă rog să faceți să vă rog. Domnul Roșeț. Faci ceva? Domnul Pavel Lati. Mai dorește cineva? Domnul Rusu. Mai dorește cineva? Ar risca să nu mai facem după aceea intervenție. Eu am fiecare posibilitatea să scrii la buvet fără niciun fel. Da, să facem de start să știm exact ce vă zic. Întâmplă tuturor de Roșeț. Vă rog, Roșeț. Deci observația care vreau să o fac acum, am făcut-o și în ședința de comisie, nu m-am lămurit. Deci în anex avem taxa pentru populație cuantificată lei pe persoană pe lună. Dar la taxa agenții economici apar numai niște prețuri la taxe. Dar ce exprimă aceste prețuri pe unitate de măsură, pe unitate de timp, nu se știe. Și n-ar vrea ca toată lumea să rămână nelămurită cum sunt eu. Poate primim lămurire de necesare acum. Vă rog, da, acolo unde ador, este rompresul, se plătește la non-casnici, de la agenții economici, taxă pe salariat. Așa o stabilit. Pe salariat? Este valabilă la noi, da, pe salariat. Păi chiar dacă nu e valabil, dacă tot o aprobăm, pe salariat. Da, pe salariat. Da. Trebuie să o aprobăm pentru că suntem în aviz și vă rog să vedeți că proiectul de hotărâre este aprobarea actului adițional la contract, la documentul de poziție și aș dori să mai fac o mențiune. Acest act adițional ne favorizează pe noi excepțiile, cele 5 excepții, pentru că pentru prima dată ni se va permite ca noi să plătim la cantitatea pe care o ducem la stația de transfer de la Coniști. Vedeți acolo că în contract există cele 5 excepții. Și dacă amestecăm lucrurile cu acest tarif care este anexă la contract, trebuie să vă spun că noi și anul trecut am mers după acest plan tarifar cu 97, 10, 20 și trebuie să ne aliniem la acest sistem integrat de management al deșeurilor, unde orașul Târgu Ocna, atât pentru faptul că este membru atunci, de el face parte din acest sistem și doresc să spun că noi trebuie să ducem deșeurile la stația de sertare Onești, iar de acolo ajung la Bacău, la
celula, la cel depozit, singurul din județ. Cunoașteți că la această oră, că județul Bacău nu se mai ridică deșeurile, este blocat tot orașul, este situație de urgență, pentru faptul că operatorul nu mai permite utilizarea la cel depozit. Urgența și importanța acestei hotărâri este ca nu orașul Târgovna să blocheze sistemul prin neadoptarea acestei hotărâri. Mâine este adunare generală la AVIS și, în înțelegerea operatorilor, este că ei vor porni această activitate dacă se vor achita sumele care trebuie să le plătească cu ATO-urile către AVIS și, sigur, AVIS-ul către cei doi operatori. Rompresto execută acum AVIS-ul, Ecosud-ul cu care lucrăm noi nu poate să mai lucreze pentru că n-a primit niciun ban din iulie, pentru că conturile AVIS-ului sunt blocate. De aceea, cred că este bine să aprobăm acest proiect de hotărâre pentru a nu crea necazuri celorlalți colaboratori noștri din județ și sigur că și să ne blocăm și noi cu acea facilitate pe care ne acordă acest act adițional la documentul de poziție prin care putem duce la, vom plăti la greutatea pe care o ducem la orașul pe care o ducem la urmă. Mulțumesc! Are punctul domnul Bădoare. Da. Deci, un lucru e clar. E clar că monopolul e monopol. N-ai ce să-i faci, dar eu aș vrea să amintesc un lucru de care tot am discutat de mai multe ori despre chestia asta. Haideți să facem ca cetățenii să plătească la cantitatea pe care o predă. Așa am putea, adică ar mai fi o posibilitate ca cetățenii să nu fie înșelați cumva. Că eu ca cetățean mă simt înșelat. Deci eu nu produc atâta gunoi cât de banii ăștia care mi se impune să-i dau. Măcar dați-ne posibilitatea nouă cetățenilor să avem măcar atâta lucru, să plătim atâta cât gunoi predăm. Haideți să ne gândim la o soluție, că sunt. Am mai discutat despre asta. Haideți să ne gândim serios la chestia asta, că asta cred că ar fi ultima. Din pus mi se impune, e clar. Nu avem unde o cotii. Haideți să ne gândim la asta, că asta cred că e cea mai, adică e ultima soluție de ajutor pentru cetățeni. Da, domnul, să știți că am avut chiar eu ieri o întâlnire pe tema asta, dar pentru că e mai bine documentat cu specialiștii care au venit la satul mare, eu am lipsit ultima parte la discuție pentru că am fost adunat la activitate, în rog domnul primar să facă precizările care țin de acest concept pe care încercăm să-l aplicăm și la nivelul orașului Târgu. Sensul de a putea să știm foarte concret și să măsurăm deșeul pe care îl predă de la o familie la altă. De la o cupelă la o casă. Vă rog, când ne uităm ce se întâmplă în județ acum și care sunt datoriile primăriilor către operatori și către ADIS, ne spunem că stăm foarte bine. Mănești are 30 de miliarde, a dus Pornești, Dărmănești și toate celelalte localități. Noi, având operatorul nostru, ne descurcăm mai bine. Sigur că noi avem de gând și pentru asta lucrăm să ajungem acolo unde spune domnul Pavarat, să plătească fiecare cât produce. Avem experimentat în celelalte cartiere, în Poie, Tisești, Gura Stănic și casele din oraș, am introdus câte două cupele cu cod de bare, la ora actuală știm exact cele două componente, bunoi menajer și reciclabil, cât ridicăm de la fiecare familie și cetățeanul are această posibilitate, deocamdată spunem la capacitate, 25, 50, 75, 100%. Fiecare cetățean la ora actuală poate să ceară operatorului o fișă în care se vede exact când și când s-a luat, cât gunoi s-a luat și cât și în ce perioadă. Sigur că tindem și asta a fost discuția care spunea domnul viceprimar cu cei de la satul Mare cu care am implementat acest sistem să îmbunătățim. Urmează să facem în cartierul Vâlcele și apoi să ajungem la bloc. La blocuri, în prima fază, vom monta camerele de la vedere și vom încerca să instalăm un sistem care să ne permite să măsurăm și greutatea pe care o avem. Deci au făcut la Oradea, la Cluj, la Timișoara, fac la Baia Mare, vom încerca să introducem un sistem modern și la noi. La ora actuală, prin sistemul care îl avem, atât cetățeanul are controlul asupra operatorului, dar avem și noi controlul asupra operatorului. Operatorul
pe sistemul vechi, avea mașina GPS, dar nu știa dacă a ridicat sau nu. Acum inspectorul nostru de mediu, când a deschis calculatorul, știe exact ce contare nu s-a ridicat în ziua când trebuia să se ridice cu noi. Și atunci trebuie să dea socoteală de ce s-a ridicat sau nu s-a ridicat contare. Suntem pe un drum, spunem noi, corect, spre ceea ce dorește fiecare cetățean, dar nu este un drum ușor, este greu, trebuie multă educație și din constatările pe care am făcut, la aproape un an de zile că am implementat în martie până acum, a scăzut cantitatea de deșeuri, scade deșeul abandonat și ușor, ușor, cu toții trebuie să punem umărul și să învățăm cetățeanul că singura soluție este aceea de a aduce o cantitate cât mai mică de deșeuri la cel urmă. Este singura soluție. O să aveți acum și modificarea actului adițional la cu Ecosudul și o să vedeți, s-a introdus și taxa de 30 de lei acum, care o ia mediu pentru fiecare tonă depozitată, de la anul va fi 80 de lei, deci costurile vor fi foarte mari și ele sunt pentru a descuraja cetățeanul de a aduce gunoi care poate fi prelucrat sau transformat în compost și de a duce o cantitate cât mai mică la gunoi. Da, și vă dați seama că aceste costuri cresc an de an și singura soluție este să reducem cantitatea de deșeuri. De asemenea, facem eforturi să găsim pe toți cei care trebuie să plătească această taxă. Pentru că vedeți o situație pe care o avem noi. Adisul ne calculează la 11.300 de locuitori, înmulțește cu taxa și le spune că suntem datori pe această sumă. Pe de altă parte, noi excepția avem norocul că din ce calculează ei, plătim operatorul nostru și plătim Ecosudul. Noi avem, la ce spunea domnul Roșeț, cei cu non-casnic. Noi cu agenții economici avem cea mai bună situație din județ. 99% din agenții economici au contract direct cu operatorul, iar operatorul are contract, are stabilit cu agentul economic cantitatea care se ridică, iar el are contract direct cu Ecosudul. Deci aici nu mai plătim. Noi plătim doar pentru cetățeni, dar trebuie să plătim în adis că așa a fost contractul. Să trecem de acest pas la anul. Vom vedea în cursul anului ce modificări apar, pentru că această trecere la plata la cantitate va aduce multe modificări. Și trebuie să știți că toți banii care se încasează din această taxă nu pot fi folosiți în altă parte decât pentru deșeuri. Există și această posibilitate, dacă noi ne putem pune bine la punct și cetățeanul ajunge să plătească la cantitate, și, sigur, se poate face și factura. Cei de la Baia Mare spuneau că sunt sisteme în care, în momentul când te duci la bloc și ai aruncat punga, automat să se cântărească cantitatea care este. Dar ce facem acum? Foarte multe deșeuri care ar putea fi prelucrate. Nu discutăm alimente vegetale care pot fi transformate în compost și care sunt acum aruncate ca deșeuri menajere. Nu numai faptul că cumpărăm alimente, dar ne costă și mai mult ca aceste alimente aruncate la coș să ajungă la groapa din noi, la vacă. Mulțumesc! Ai cuvântul doamna Bar, ca să vorbește domnul Rusu. Așa cum am văzut cu toți, motivații sunt diverse. Condițiile de mediu sunt destul de severe, motivul pe care suntem un pic constrânși. Eu, personal, deși am cerut detalii, nu pot să înțeleg de ce populația nu poate să fie motivată pentru o colectare selectivă, dar motivată realmente, în așa fel încât, atât în hârtie, atât în peturile, nu știu, să găsim o modalitate prin care ei să economisească bani, chiar pentru taxa de sănătate. De asemenea, cred că a făcut destul de mult timp până la acea comisiune și sper să se întâmple de vreme cu acele camere de supraveghere, nu mai în zonele blocurilor. Cred că zonele vulnerabile din cartiere, de sub poduri, acelea sunt prioritare pentru depozitarea necontrolată și pentru a identifica pe cei care nu respectă acele reguli și pentru care povara este colectivă. De asemenea, cred că la case e primul pas pe care putem să facem în a determina cantitatea exactă de gunoi menajer, având acele cupele și ridicarea fiind săptămânală. Pentru blocul sunt convinsă că este un pic mai greu, dar eu spun dacă mergem cu pași mici, pedepsiți pe cei care cu adevărat sunt vinovați din localitate, din afara localității. Avem un argument în a susține aceste prețuri și cu atât mai mult dacă se vede și calitatea serviciilor,
care, din diverse motive, nu întotdeauna au fost mulțumitoare, o să fie cu siguranță altfel primit de populație. Personal, consider că e greu, mai ales pentru pensionari, mai ales pentru persoanele vulnerabile din medii sociale defavorizate, dar în același timp mă bucur de faptul că nu avem această activitate blocată. N-am văzut o antecalculație pentru acest preț, nu este foarte clar de unde provine prețul de 14 lei pentru fiecare locuitor. Eu sper ca pe viitor să putem să facem mai mult decât reușim să iubim astăzi. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Rusu să predea și domnul. Mulțumesc, dați-i, doamne, Bucur, s-au spus unele din problemele care vreau să mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rusu. Eu, singura chestie care mă frământă foarte tare este că dacă la apă cetățeanul care nu are posibilitatea să plătească, dacă a revenit cu el și poate să suporte, își închide robinetul. Își cară apa cu cacaua și poate și așa mai departe. La gunoi, fiind o taxă impusă, o formă de bir, ca să zic așa, cetățeanului nu-i dă nicio posibilitate, nicio variantă ca să-și poată gestiona costurile. Pe care de consecință, soluția ar fi aceea de a plăti la kilogram. Din păcate, pot să înțeleg și varianta aceasta, că este o variantă de trecere, de tranzitorie, între situația de acum și, să zicem, când o să reușim să introducem la kilogram. Domnul frumos, stați acum și lăsați nici de face o șichiță. Vă rog foarte mult. Vă rog foarte mult să vă așezați la pescaul dumneavoastră și să-ți aconsilie un cam. Vă rog, scuzați-vă, domnul. Deci, de dorit la ora aceasta, ar fi să ajungem acolo. Pentru lucrul acesta. Și cred că aș fi tentat, până la urmă, să și votez o astfel de chestiune de sacrificiu. Dacă aș vedea din partea noastră, a tuturor, a Consiliului Local, a primăriei, să venim și cu un plan, cu ținte, clare, cu termene, care să ne ducă la, să ne conducă la chestiunea aceasta. Ca să știm, domnule, peste un an, cetățeanul va plăti la kilogram, peste 2 ani va plăti la kilogram. Să avem niște pârghi, în 6 luni introducem camere, în 12 luni introducem cântarele și așa mai departe. Doar deocamdată nu văd decât chestiunea că se va da la drept. Și o ultimă remarcă pe care aș mai avea să o fac, dacă o judecăm în sumă netă, facem un calcul, de fapt se ridică cu 4 lei pe fiecare persoană. Asta înseamnă 50 de lei pe an. 50 de lei pe an în sumă netă, dacă iesul, zicem așa, domnule, prețul la 3 pachete de țigări, pentru cine fumează. Ai fi tentat să spui, domnule, nu-i mare lucru. Dar dacă te gândești pe partea cealaltă, că acești bani se vor duce și totodată și când descând partea asta la altă, domnule, unde se strâng banii ăștia și cât înseamnă el ca și cuantum pentru Consiliul Local și pentru toate tăpocna. Înseamnă 336 de lei de lei, făcând un calcul sumar la cei 7.000 de plătitori, care înseamnă 3 miliarde de lei vechi. Haideți să vedem, putem să venim în întâmpinarea cetățeanului și poate găsim o variantă să majorăm, sau dacă este cazul să majorăm, cu o sumă mai suportabilă, care să vedem și poate cum se implică și poate găsim din resursele locale, din bugetul local, să acoperim această sumă de 3.360 de milioane care s-ar strânge la cei 7.000 de plătitori, de 4 lei de cetățean. Atâta. Mulțumesc. Propunerea este constructivă, o luăm în cap, cum analizăm și chiar vă cerem și sprijinul că asta e problema care că nu se județi mă rău, dar să ajungeți de toată țara e la fel. Are cuvântul dumneia, domnul dumneia. Domnul președinte, dacă permiteți să încep cu Guvernul României, știi că noi suntem un popor de oameni sensibili, ne dăm 10 lei la avans și ne ia 15 lei la achitare. Acum să trec la subiectul ăsta. Noi, în ședința de luna trecută, am aprobat taxe locale. Era la 9,97 lei aprobat. Acum am trecut la 14,27. Nu, a terminat 9,97 la 10,2. Dacă ați lua ca sursă de informații
Parlamentul European a vedea că acolo, când au zis nu, nu rămâne. Când au zis da, da, rămâne. Noi ne sucim de la unul la altul. Cum spunea domnul primar, creșterea asta a prețurilor este o metodă de a împiedica cetățeanul să genereze mult gunoi. El nu are încotro, el trebuie să genereze. Ce să-i facă? Stă la bloc și a făcut cartofi prăjiți, nu-i poate mânca. Ce să facă? Să-i face pe calorifer? Nu știu. Deci, întrebarea mea este, societatea, de ce nu găsești soluții pentru valorificarea gunoiului? Spre exemplu, pentru crearea de energie, altceva. Pentru că ieri am fost informați cu toții că prima groapă care trebuia să fie plină în 2020, deja e plină de anul trecut. Deci ei ce urmăresc? Urmăresc prețul și așteaptă cum să umpli groapă. N-au nici măcar, cum să spun, o anticalculație, cum spunea doamna, să le poată păgări. Pur și simplu, eu venim cu creșterea prețului. Că așa impune, că așa noi am intrat în aceste asociații, în ideea de a fi, să fim ajutați. Păi din potrivă, văd că am intrat în asociații, de acum ne-a atât. Nu se poate. Și noi de lei, cum spunea domnul Bucur, pe an, cetățeanul are o altă percepție. Mi-a mărit taxa. El nu știe că e dat cu doi bani dacă e mărit, e mărit taxa. Și nu cred că asta e focul nostru aici, să-i mărit taxa. Haideți să găsim soluții, să înțelegeam ieri că cei de la blocuri aduc gunoiul la Orcova, unul peste altul. Nu se poate. Eu cred că la bloc stă cu oameni civilizați, nu? Nu se poate pune afișuri, să intervină, să... Ce se întâmplă? Sau, decât să prezinte onorul cu mătroiul pe stradă, să stea lângă cotane și când îl vede pe iarul care aruncă gunoiul, spune, ia, nu face pe prieteni, ia-ți face acolo. Păi nu se poate, domnule. Bate o brațul ăla. Eu m-am luat de cineva care arunca cu sacul, și cât pe ce să... Pentru că... Cine sunt eu? Și te bași, băi, nene, să nu te dor oasele bine? Cum să mă duc eu la să mă iau de el? De-aia aveți personal autorizat, plătit pentru lucrul ăsta, să-și facă datoria. Nu crește în birul de la an la an că n-avem un control. Că așa ne impune cineva. Mulțumesc. O scurtă întrebare a legătură. Acum am întrebat. S-a votat taxa de la 9 lei și la 10. Mă rog, 10 și... Acum ce facem? Mărim taxa, să acoperim sau putem acoperi? Ce facem? Putem acoperi până la... Haideți să înțeleg de toată lumea. Eu știu exact ce vreți să spuneți. Și eu știu și eu ce doream să spuneți. Noi acum veniți și să vine să aprobăm tariful ăsta la ADIS. Noi am stabilit o taxă în decembrie de 10 lei și 22 de bani. S-a acoperit cu taxa pe care am încasat de la populație costul mărinii prețului. S-a acoperit pentru prestația pe care o face cuptul. Pentru prestația pe care o face Ecosudul și taxa de circulare, nu mai s-a cumpărat. Dar eu ce faceți? Păi, mărim taxa de probabilitate? Vreți să vă spun care este datoria din iulie până la sfârșitul anului 2018? 6 miliarde a venit în boga către Ecosud. Bine că încercăm și facem să înțeleagă că ne-au umflat cantități și toate luate. Trebuie să atingem la o formulă corectă. Tot pe spatele lucrurilor. Iată-vă la asta. Tot pe spatele lucrurilor. Întru totul de acord cu dumneavoastră. Ei iau în capul, nu știu cât sunt, câți locuitori suntem, 11.000, 12.000 și nu știu dacă faptic mai suntem cu 7.000. Și avem de plătit. Deci tot pe spatele lucrurilor. Că e cu Sud, că e cu Nord, că e Vest, o să vină cu Eco Italia, cu Eco Spania. Mulțumesc. Deci, eu cred că suntem un pic în eroare, domnul Subizor, de chestiunea asta, cu impusul și cu nu știu ce. Din momentul în care noi am aprobat la punctul 2, că vom plăti din momentul ăsta la Ecosud, la stația de transfer, per kilogram, și dacă ne uităm, o să fie la ultimul punct,
O să vedeți acolo că este atâta pe tonă de sortat, atâta de depozitat, atâta de la compost, etc., etc. Din momentul respectiv, toată problema salubrității orașului Târgu Ocna este în curtea noastră. Pentru că acolo este o taxă clară, netă, la kilogram, și din momentul respectiv, la noi este în curte problema soluționării gunoaielor și salubrității în oraș. Noi ce va trebui să facem? Pe fiecare kilogram care îl plătim acolo, să mai adăugăm costurile noastre de strângere și depozitare și colectare și o să ne rezulte un preț care o să fie în funcție de kilogramele produse. Exact. Dacă noi nu o să legăm kilogramele produse la cetățean, de cât plătește cetățeanul, niciodată cetățeanul nu o să fie stimulat să-și reducă cantitatea. În condițiile acestea, deci noi trebuie urgent să facem, să legăm cetățeanul să plătească la kilogram. Și am să mai fac o remarcă. Eu mi-aduc aminte, înainte de 1990, locuiam la Dărmânești, Dărmăneștiul nu a avut nici serviciu de salubritate, nu a avut nici groapă de gunoi, nu a avut nimic și nici nu erau gunoaie pe străzi. Pe niciunde. Fiecare cetățean își gestiona gunoiul, își ducea sticlele la remat, cum era colectarea atunci, că le băteam să colectăm cât mai multe să le duc la domnul Buzescu să îmi iau 10 lei sau 20 de lei pe sticle, cu 2 de sticla și nu le urcam. Da. Dacă nu o să ajungem în situația asta, ne afăsăm, ne ducem cel mai mult în gaură. Asta trebuie să facem. Domnul președinte, dacă trebuie să o întrebare, trebuie să o lămurim. Vă rog. În general, o mare parte din cetățeni plătesc până pe 31 martie și inclusiv plătește și numărul. Da? Și el plătește la prețul și chiar dacă inventăm noi kilogramul la cifra, și el la bani, s-a dus. Dar îi mai puteți returna la bani înapoi? Asta ar fi înțeleg. Dată înapoi, știți cum are să-l bănificare ăștia, că se mai dăm la toate de la societate. Știu, am zis că se creează precedentul. Vă dau voi și noastră. Bună ziua. Vreau să citesc doar o informare, deci poate să vă zic. Are legătură, dacă are legătură cu punctul ăsta. Are legătură cu punctul ăsta pe ordinea de zi? Da. Domnul, deci observ. Că noi nu știm cum să dăm bani mai mulți la ADIS, în loc să ne gospodărim și să ieșim din această asociație care este nocivă locuitorilor. Asta este tot. Mulțumesc. Să punem la urmă proiectul de hotărâre numărul 4. Vă rog, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-abține? Nu ascult, mai țineți. Aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2019 în vederea efectuării urmărilor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Vă rog, comisiile. Comisia juridică acordă aviz favorabil. Comisia pentru urmare s-a aviz favorabil. Comisia economică a aviz favorabil. Vă rog, dacă sunt discuții, domnul Iaru. De domnul Iaru, scuze. Și Iaru, și Iaru. V-ați obișnuit?
Dar e un dezavantaj de scrierea la cuvânt înainte. Mă scriu și eu și nu mai scriu să cine mai dorește? Mai dorește cineva să scrie la cuvânt? Dar am întrebat ce procese. Vă ascult, Rui. Da. După cei care am sabotat acest proiect, după ce știu eu, acest plan de lucrări, și atunci se spune, ori de câte ori este cadru, ori de câte ori este cadru, toate planile mele. Plus de asta, acest plan nu este adăugat și un grafic care este fie respectat de aceste lucrări. Și votăm că nu știu ce votăm. Votăm că sunt 140 de beneficiari, sunt 10 echipe, câte 14 ori, dar ce fac oamenii ăștia? Nu. Deci, de fapt, nu am este absolut nimic. Și tu ai să te gândești. La poate că nu știu. Da, mulțumesc. Are cuvântul domnul Iar, o să trebuie și domnul Măciuc. Legea e destul de clară, 46/2001. Eu aș sugera să fie numit un responsabil, dar pe care să-l știm și noi, Consiliul Local. Și, totodată, să aibă o evidență riguroasă asupra cetățenilor care sunt beneficiari legii 460. Pentru că am mai spus cu ceva timp în urmă, la câte persoane avem la 416, nici nu ar trebui societate pentru urmă. Nici nu ar trebui societate pentru urmă, așa curat ar trebui sigur. Dar, dacă ne avem o evidență, ei vin pe aici, nu vin, îți prezintă, cineva îi face montajul, lasă-i băia bun, lasă-i de-a nostru și ne-a rezolvat probleme. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Domnul Ciucă, pregătește domnul Roșescu. Deci nu, nimic nu s-a schimbat de anul trecut. Aprobăm un plan și nu vedem niciun om care să facă treaba. Și ne asum această afirmație. Trebuie pus la panou, dacă tot avem avizieri, cei care beneficiază de acolo la 416, locul unde pot fi găsiți, orele care trebuie muncite în așa cum e prevăzut în lege, așa cum este și la mâine. Sunt foarte multe suspiciuni și foarte multe reclamații în privința oamenilor de la 416. Cum își fac treaba, pe unde își fac treaba, la cine își fac treaba și așa mai departe. Și aș vrea, tot ați avut un proiect de hotărâre de Consiliul Local, să fie afișate. Așa cum se mămânește. Nu e de pace localitatea de vreme ce te-ți înspune. Vă rog frumos. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Roșescu pentru Consiliul Local. Dezavantajul de a lua cuvântul mai la urmă este că ceilalți s-au anticipat ideile. Dar totuși aș vrea să aduc în discuția Consiliului Local o chestiune care am mai adus-o și anii anteriori când s-a discutat aceeași problemă. Deci, planul de măsuri de anul acesta, de lucrări de anul acesta, este identic cu cel de anul trecut, cu cel de acum 2 ani și probabil de când a apărut legea 416, același plan de lucrări. El este foarte generos și vedeți fiecare unitate, cartier, unitate de cult, este în atenția măsurilor care se stipulează aici. Iar măsurile de la o unitate la alta sunt cam aceleași, adică întreținere de spații verzi, vărirea, și câte și mai câte. Iar ca termen, ori de câte ori este cazul, în baza graficelor de lucrări. Aici domnul coleg Iurea mi-a furat ideea din discuția purtată în comisie. Dar eu îl iert și nu-l dau în judecată pentru plagiat. Însă... Eu v-am arătat. Da. Așa este. Eu v-am arătat. Am înțeles. Bun. Înseamnă că fac o acuzație nejustificată. Așa este. Dar dacă aș cere acum,
cere, noi toți, graficile de lucrări, vă spun că nu există astfel de grafic. Deci, repet, este mult formalism în toată activitatea aceasta și lucrul acesta se vede prin rezultatele palpabile ale fiecăruia dintre noi. De aceea aș ruga mai multă aplicarea și asupra acestei chestiuni. Și, într-adevăr, cei care beneficiază de ajutorul acesta social să aibă o anumită contribuție la bunăstarea orașului, la sub aspectul gospodăriei acestea. Și atunci s-ar justifica și plata acestor ajutoare sociale și, bineînțeles, legea ar avea, cum să spun, o reflectare fidelă a spiritului și literii acestea. Mai mult nu vreau să spun, pentru că toată lumea cam blamează această activitate. Da. Mulțumim frumos! Trecem la vot. Cine este de acord cu acest proiect? Cine este împotrivă? Cine s-a ținut? Trei abține. Deci a trecut și acest proiect. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență, amplul și metodologia de acordare a acestor. Vă rog, comisiile, să vă explicați mai târziu. Comisia juridică a fost aviz favorabil. La legea o comisie a fost la careva cu. Vă rog, aceste discuții. Comisia economică. Da, la sunt discuții la acest punct, pentru la acest proiect? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă e cineva împotrivă, dacă s-a ținut cineva, nu mai e partea totului. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venitul și cheltuieli ale SECE Util Fonseca SRL. Avizul comisiei, dacă e. Conseca, nu spui despre Conseca, nu mă duceți. Conseca, domnul președinte. Nu. Are eternitate, domnul Rusu, pentru că trebuia să aibă să fie ședința aga și nu s-a mai ținut la mâna. Am primit un e-mail. Da. De la Ovid Conseca, care v-a spus că ne va convoca la o dată ulterioară. Vis-a-vis de ce urma să se întâmple în aga de la Ovid Conseca. Trebuia să stabilim și dacă le ține, dacă le trage inițiatorul, proiectul de hotărâre nu-l mai vom în discuție. Iar în discuția de comisie de ieri, având în vedere că inițiatorul nu a retras, domnul primar în speță, proiectul de hotărâre, l-a luat în discuție. L-a luat în discuție. Au fost 3 voturi de abținere, 2 voturi neexprimate, bucur și grozașul, pentru că noi ne-am retras din comisia, din cele 2 comisii de administrație, din ACAN. Și domnul Rusu a votat abținere. Ok, deci rămâne în continuare perfect de dreptate, domnul Rucur. Nu mă decinează la căscut discuții pe marginea acestui... Deci, dacă sunt discuții, vă rog, pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, vă rog să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă s-ar ține cineva?
Doamna... Trei abțineri. Doamna secretară, vă rog să confirmați că eu, pe puțin personal, nu ne-am exprimat nicio formă de vot. În considerentele că nu m-am lăsat de la... Aici aveți un punct de vedere care, la dat de consilier, va abține numărul în cei forme. Va abține sau... Există o formă. Ați spus acolo. Deci, în mâna dintre ei... Există posibilitatea să nu te exprim voturi sau perspectivă și incompatibilitate. Am explicat-o, consemnată, mă rog, așa, de confință. Am înțeles. Doamna laureată, doamna... 2, 5, de fapt, am 12 pentru. Da, da, da. Următorul proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia juridică acordă aviz favorabil. Dacă sunt discuții în legătură cu această proiectare, da? Mai material că în 9 martie 2018 s-a făcut recepția lucrărilor. Extindere și reabilitare infrastructură de apă și apă uzată conform proces verbal numărul 699 din 903-2018. De atunci până în prezent pot să fac verificări și tatonări și întrebare. În ce stadiu se află rețeaua sanitară de apă? Totuși, este vorba de vreo 40 de milioane, 178.588,99 lei. Beneficiază cetățeanul român în, până în 2020 de această canalizare? Da, se parafrazează. De canalizare în cartierele Turcele, Fisești. O parte din oraș este funcțională pe stația veche de epurare. Pentru străzile din cartierul Galean nu este funcțională, pentru că acolo nu s-a mai acordul la stația veche de epurare și se așteaptă punerea în funcție a stației noi de epurare. La stația nouă de epurare sunt câteva probleme tehnice de echipare și acolo s-a dezvoltat un dig de protecție a stației. Ea a fost prevăzut inițial cu un dig, dar acum s-a prevăzut un dig mai înalt și pe o porțiune mai mare în aval de stația respectivă. Acel dig este în fază de proiectare, se va executa și în cursul acestui an va fi pusă în funcțiune și stația de nouă de epurare. Dar mare parte din canalizarea efectuată se și tranșează. Rolul pe care l-avem noi acum și rugămintea este către dumneavoastră să convingeți cetățenii în zona în care funcționează stația de rețeaua de canalizare să se branșeze la rețeaua de canalizare. Această branșare nu poate fi făcută de către cetățean, deoarece sunt niște cote care trebuie date la rețea pentru că ea să funcționeze. Rețeaua de canalizare are cămin în fața fiecărei gospodării pe străzile care s-au montat, canalizat. Are cămin de pe stradă și cămin de preluare în fața fiecărei gospodării, așa cum s-a solicitat de cetățean la data când erau lucrări. Ea trebuie predată către CRAB acum și sigur că inventariată și în baza documentelor a proiectului este predată. Deci înțeleg că noi ridicăm una acum, să preluăm canalizarea, cum că ar fi conformă. Acum e pe inventar. Din ce a fost recepțiunea, deci da. Partea de canalizare care se pune recepția finală, să trece în inventarul public la urmă. Deci noi construim acum și recepția, în condițiile în care... Recepția și-o asumă comisia de recepții care o face. Aici doar partea de inventariere, toate bunurile care sunt în proprietatea publică și privată a orașului, să inventariere. Acum o inventariere ca un lucru corect, care merge, da?
Asta se partea de contabilitate, de procedură. E un mijloc fix care intră în urmă. Da? Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții, haideți să supunem și la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Vă abține. Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat în orașul Cârbuocna, județul Bacău. Este vorba despre imobilul de pe Capitan Bușilor numărul 13, parte din imobil, și acel teren care este în zona Sahinei, la podă, la suprafață de 300 și ceva de metri pătrați. Proiectele sunt cu titlul același, numai că bunurile sunt diferite. Da, avizul comisiei. Comisia a privit că acordă aviz favorabil. Și comisia pentru care s-a aviz favorabil. Comisia economică a misfavorat de oportunitate. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, nu așa în acest proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Națională a Penitenciarilor, lider de proiect și orașul Târgu Ocna, împreună cu Centrul Educativ Târgu Ocna, în calitate de partener, pentru implementarea proiectului KIL, de integrare socială a minorilor prin învățare și dezvoltare personală. Ce-am scris? Nu, e bine. Nu e obligatoriu ca să pronunți în engleză. Vă rog avizul comisiei. În engleză se poate? În engleză scris în engleză? Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, supărul la vot. Cine este? Vă rog, mai scuzați că am întârziat. Sigur, vreau să înțeleg despre ce e vorba, cred că e un proiect bun. În schimb, cine va avea în subordine acea locație? Că să nu devină acolo randevou, alte... Hai să văd, pe minori mergând acolo, în spate proiecte. Investiția, să mă faci cu fondurile guvernului, și aceste locații, administrarea clădirii, va face primăria, iar regula de a ajunge în acea clădire, o stabilesc cei de la Ministerul Justiției prin dosarul care se întocmește. Adică persoana care are dreptul la vizită va fi evaluată, nu știu cum funcționa, și va avea dreptul să participe acolo cu familia. Iar condițiile de securitate și de supraveghere le vor asigura tot de la Ministerul Justiției. Numai pentru minori. E vorba doar pentru minori. Și nici în chil. Și ulterior, după finalizarea proiectului, acea clădire, cu toate dotările, va intra în patrimoniul orașului. Da. Păi, din patrimoniul orașului este, da, de abilitate. În exclusivitate, e în ceași. Noi nu avem ministrat. Noi avem proprietare în continuare și... Și cu tot cine a făcut. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate. Următorul proiect de hotărâre privind stabilirea structurii Comisiei Sociale de Analiză a dosarilor depuse în vederea repartizării lucrurilor destinate închirierii, pardon, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Târgu Ocna. Avizul comisiei. Comisia juridică a fost desfavorabil. Ați avut? E vorba de comisia pe care trebuie să o constituim la nivelul OAT-ului, care să analizeze dosarele celor care sunt înscriți pentru a obține o locuință de la acolo. Aștept să propunem. Vă rog, asta urma să Eu o doresc să propun pe cel mai tânăr dintre noi.
Doamna Vana propune ca membru al acestei comisii din partea Consiliului Local pe domnul consilier Isai Dragă. Bine că nu l-a propus fiți cel mai în vârstă. Vă propun eu, îl propun pe domnul Rușeț. Mai sunt alte propuneri. Să punem la voce de acord cu domnul, ca domnul Isai să fac parte din această comisie. Cine este pentru? Da, spune. Dacă cineva e împotrivă, abține. Mai sunt alte propuneri? O să punem la voce pe domnul Rușeț. Ce să mai e? Sunt fătă așa, mă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-a ținut? Da, mulțumesc. O remarcă. De câte ori v-a propus domnul Măciucu să l-a fost să devin ce primar? N-am avut șansă. Are dreptate. Mulțumesc pentru că o propune pe cel de vacă. Deci domnul Isai că face parte din această comisie. Atunci, haideți să supunem la vot, să întreb un proiect ca să putem să dăm forma finală. Cine este de acord cu proiectul pe care l-am supus dezbatere? Cine este împotrivă? Dacă s-a ține cineva. Deci proiectul a trecut. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea centrelor de locuință construite pentru tine, destinate intervierii în orașul Târgu Ocru. Deci sunt criteriile care fac departajarea între solicitanți. Sunt menționate în raportul de expunere. Dacă sunt, nu vă rog, avizul comisiei. Comisia juridică a fost de acest favorabil. Mai sunt avize din partea cealaltă comisie? Dacă sunt discuții în legătură cu acest proiect. Dacă nu sunt discuții, să pun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă s-ar ține cineva. Unanimitate. Continuăm cu proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii realizate la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018. Avizul comisiei. Comisia economică a desfavorat de unanimitate. Asta e singura comisie care s-a făcut acest proiect. Dacă sunt discuții din marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun spre apăla. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă s-ar ține cineva. Da. Proiectul a fost aprobat. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării pe licitație publică a terenului în suprafață de 5.892 metri pătrați, situat în orașul de Bucovina. Pardon. 2.892 metri pătrați, situat în orașul Târgu Ocna, cartier Brazdălui, punct cariera județul Bacău. Aștept avizul comisiilor. Comisia juridică acordă aviz favorabil cu un amendament pentru eliberarea costurilor suportate pentru cadastru și alte cheltuieli suportate pe aceste cheltuieli pentru acest teren să fie recuperate, da? Am înțeles. Celălalt comisie? Comisia pentru părinți aviz nefavorabil pentru și 4 țin. Comisia economică aviz nefavorabil, 4 abține și un vot exprimat. Discuții. Dacă are cineva, vă rog, domnul Rușică. Deci, este a treia oară când se pune pe ultimul de zi acest proiect. Cineva vrea neapărat să ia terenul acesta. Deci, cum am zis și data trecută, și acum o vedeți, suma este derizoriu de mică și primăria are posibilități, prin aparatul de specialitate, să stăpânească acel teren, fără să fie motivația că se aruncă bună și de asta trebuie să-l concesioneze. Deci,
dacă a costat 600 de lei cadastru și 600 de lei evaluarea, deci de bea ne luăm banii, să zic așa, în 3 ani de zile. Mai mult, cetățenii care exploatează piatra din zonă nu știu de acest proiect. Și mi se pare normal ca cetățenii să fie informați. O altă problemă. Când a fost întrebat domnul primar dacă este cineva interesat de acest pământ, a spus că nu. Își mai menține această afirmație, domnule primar, pe Panșilotii. Da, terenul va fi scos la licitație și cel care va dori acel teren va participa la licitație. Licitația va stabili cine este proprietarul acestui. Este o cerere pentru acest teren, domnule primar? Întrebarea este destul de clară și simplă. Este o cerere făcută la primărie pentru acel teren? Răspunde la întrebare, da sau nu? Nu. A spus o întrebare, aia este... Aștept un răspuns, da sau nu? Este greu? Nu este nicio cerere. Depusă licitație publică, va avea. Dacă n-ați priceput... Este depusă o cerere de acum 2 ani, domnule primar, și aveți grijă că inducerea în eroare a Consiliului Local se sancționează. Dacă mai sunt alte discuții legătură cu acest proiect, dacă nu mai sunt alte discuții, vă rog să se pun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulțumesc. Ce s-abține? Nu te abține? Nu. Mulțumesc. Trecem mai departe. Proiectul nu? A fost și nu, n-a trecut. Mai studiați de domnul. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație. Scuzați-mă, l-am zis pe data. Iertați-mă. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economici pentru investiția, sistematizarea verticală și reacord la un bloc de locuință pentru tineret C8 construit prin Agenția Națională pentru Locuință. Vă rog, avizul. Comisie economică, aviz favorabil cu unanimitate de vot. Vă mulțumesc. Discuție. Vă ascultăm. Este bine, dar mie mi se pare totuși că e o sumă cam mare și întrebarea este scurtă. Dacă putem acoperi din bugetul local, e vorba de 6 miliarde vechi, parcă ce-am văzut. Și fiind o sumă așa mare, să vedem cum ne descurcăm. Se face referire la suma în care recrutăm. Să discutăm în comisia asta. Aveți un punct de vedere dumneavoastră? Chiar și un răspuns. Da. Deci ieri în comisia economică am dezvoltat proiectul, am chemat pe doamna Domnul economic sau așa și fac. Este din surse noului, se va prevedea în PLD de bugetare anul 2019, se vor găsi bani, că se topește bugetul. Bun, ce sunt? Proiectul se finalizează anul ăsta. Da, mulțumesc. Se vor găsi. Bichinii. Da, da, dar nu e o sumă chiar mică. Da. Dacă mai sunt alte, mai sunt alte discuții, alte observații la acest proiect, dacă nu mai sunt, haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă?
Dacă se abține cineva. Deci unanimitate. Următorul punct, proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1, punctul 7, paranteză operațiuni diverse, muncă necalificată, e paranteză, în hotărârea Consiliului Local, pe guvernul 98, din 2011. Vă rog, aviz de comisie. Comisia Economică a desfavorabil la unanimitate de vote. Am mai avut vreo comisie acest punct? Nu. Dacă sunt discuții de marginea acestui punct de vedere. Dacă nu sunt discuții, să punem la vot. Mai devreme ne-am făcut fotografii domnii care sunt prezenți în sală. Nu sunt de acord să apar pe nicio publicație. Nu mi se pare corect, cu raportul meu, să fiu fotografiat. Vă rog frumos. Da, mulțumesc. Am rugăminte la domnii care participați la ședința noastră din publică să înțelegeți că nu ne fotografiem unii cu alții. Tocmai de aceea avem post de televiziune care e autorizat să facă acest acces. V-aș ruga frumos să încercați să înțelegeți că e instituție publică și fiecare are dreptul la imagine și individualitate. Da? Să punem la vot acest proiect de hotărâre, dacă cine este pentru. Mulțumesc, împotrivă. Abținere. Sigur, abținere. Următorul punct de informare privind activități. Avea rugăminte la dumneavoastră să, dacă sunteți de acord, să terminăm cu proiectul și după aceea să finalizăm cu informările care sunt. Mai avem două proiecte pe ordinea de zi care le-am asistat pentru secundătarea și v-aș vrea să îngrătăi să le abordăm de acestea prima dată. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ pe universitar de stat și particular pe grază locală de Dvoca pentru anul școlar 2019-2020. Avizul comisiei, vă rog. Comisia juridică acordă aviz favorabil. Ați avut celălalt proiect. Dacă sunt discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre. Să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă s-ar ține cineva. Deci, unanimitatea a trecut. Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087, din 16/2018. Vă rog aviz de comisie. Comisia juridică acordă aviz favorabil. Comisia de urbanism acordă aviz favorabil în unitate. Mulțumesc. Comisia economică aviz favorabil 3 la 2 acestui proiect. Vă rog. Dacă scrieți că proiect vorbim, nu mă urmi. Asta e scriem toți și după aia luăm. Într-ultimul proiect, la ședință, ne-am încălat, ați fost operativ, deci vă mulțumesc. Aici, ieri am avut dezbatere importante ca în comisii economice și, bineînțeles, că pe lângă că au fost și celelalte materiale care au fost ținute de salubritate și aici a rezultat o întreagă discuție. Chestiunea care vreau să fac precizare este în felul următor. Suntem pe un drum care suntem aproape de finalul drumului. Chiar dacă, din ceea ce ne-am uitat acolo, tarifele prevăzute cu ecosudul, care sunt, mie personal nu chiar îmi convin și nu știu dacă sunt chiar foarte lămurit, dar am convingerea aproape totală că s-a respectat prevederile legii și adică tot ce trebuie să facut, adică contractul cu ADIS-ul, adică astea, proiectul cu ADIS-ul, doi la mână, scoaterea la licitație a contractului cu ecosudul, 3. Desemnarea câștigătorului ecosud. 4. Acum suntem la finalul încheierii contractului. Acum
acum ar fi foarte greu, dacă nu imposibil de conceput, ca în ultima etapă să nu-i mai delegăm domnului Brașovdeanu, care este președintele ATIS-ului, să nu-l delegăm ca să semneze contractul cu Iecosul. Vă spun încă o dată, chiar dacă nu convin tarifele și prețurile sau toate prevederile contractuale ale chestii cu Iecosul, ca fiind un câștigător al licitației, care a respectat toate procedurile de rigoare și nefiind a fost de fapt contestat din ce am înțeles, dar s-au respins contestații, s-au trecut toate etapele, ca să nu-i dăm acum posibilitatea domnului Brașovdeanu să semneze contractul, a presupus să întoarcem iarăși de la început și să nu știu cum se va mai soluționa o dată. Pe care, de consecință, cred că nu se poate să facă o dată. Mulțumesc! Da, revenim iarăși la Iecul Sud. În proiectul ăsta de hotărâre ne cere să fericite domnului primar și pentru președintele visului, așa, domnul Brașovdeanu, care e și președintele Consiliului. Ți-am să semneze numele primarului cu Iecul Sud. Văd aici și niște prețuri practicate de ei, sunt destul de mari, văd și niște asocieri aici, Ecosud, în primul rând Ecosud. Și de aceea nu voi vota, nu voi vota delegarea domnului primar și domnului, că e ceva personal, nu voi vota pentru că am fost trimis aici în Consiliu votat de un număr de cetățeni să le apăr interesul și nu cred că dacă voi vota, le voi apăra interesul pentru că mi se pare că Ecosud nu face părinte pentru cetățean. Sau văd aici niște asocieri cu high surfing, cu adună servi, mop, serile, ce adună ăștia, bani adună. Așa, mai ales că Ecosud, văd aici am citit în presă, că a fost în atenția presei și a făcut obiect un reportaj TV, prin care a fost acuzat, la un moment dat, am înțeles, în 2017, domnilor, vorbesc, vă rog, domnilor. Au importat deșeuri din Italia pentru a le depozita, sorta și nu știu ce pe aici la noi, deci nu voi importa acest proiect. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții, domnul Ileanu. Domnule președinte, am citit oarecum materialul. Trebuie să știe cetățeanul că e o ordonanță de urgență a Guvernului, 196/2005, care prevede corectarea unui fond de 30 lei pe tonă anul acesta pentru economia circulară. Întrebare, acest fond, de acest fond beneficiază o atentă Oga sau societatea? E vorba de ordonanța de guvern numărul 74/2018 care reglementează această taxă circulară și care se referă la următorul aspect. Este suma de bani pe care plătește fiecare oată funcție de tonă de volumen pe care îl depozităm, și această sumă de bani se duce într-un fond special constituit pentru următoarea celulă, următoarea groapă. Asta e destinația acestei taxe circulare. Și nu am observații care mi-a scăpat. Mă uit pe aici că au făcut și niște campi calculații greu de început. Care, hai să zicem, prima taxă, 119,29, activitatea de transfer. Dacă vă uitați pe anticalculații, are la un moment dat valoarea de 119,29, dar ce nebunie e aici? Am văzut, trebuie să fim un specialist, cel puțin la nivelul lui, ca să poți să-l combați. Așa ce să mă apuc să spun că nu... Această taxă nu reiese din anticalculații niciunde, ca ar fi băgat-o. Da. Dar taxa în sine, această taxă circulară, este stabilită la nivel guvernamental și valabilă în toată țara. Dacă mai sunt alte da, te acord cu dumneavoastră. Dacă mai sunt alte observații. Dacă nu mai sunt, vă rog să se la vot. Cine este pentru? Da. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine s-a ținut, vă rog? Proiectul a trecut cu 10 voturi pentru. Avem în continuare două maghiare. Informare privind activitatea
asistenților personali și persoanelor cu handicap grav, desfășurat pe semestru 2, canalul 2018, dacă aici geamă sintezi scurtă, nu? Dacă nu? Ați, vă rog, nu știți, ați. Da, da, atâția plătim, atâția bani, plătim, văd aici o sumă destul de mare, nu că ar fi împotriva asta, este ne obligă legea, dar sunt aproape 300 de mii de euro. Da? Da, da, calculați, sunt aproape 300 de mii de euro. Dacă v-ați uitat, așa eu nu, am zis nimic. Da. Da. Suma destul de mare. Deci, dacă mai stăteam în discuții, în foarte de aceste informări, da. Vă rog. De bine, de fiecare statului noi, mi s-a tăiat un lucru. Ferească Dumnezeu, n-am zis că de ce plătim. Nu, este persoana cu s-a părăit de tot ce toată. N-am zis de ce plătim. Acum, eu nu exclud că o mai fi și dintre cei cărora au ajuns în situația de grad de handicap un plățitor, dar care e și închipuit. Sunt comisiile și asumă, sunt nu știu ce. Noi nu putem decât, în solidaritate socială, să-i ajutăm și să fim de partea aia. Ferească Dumnezeu de astfel de situații, că nimeni nu și-o dorește. Da. Ce a avut când a făcut la informare, deci nu am văzut cu raport privind statul de înscriere a datelor Registrului Agricol la finalul anului 2018. În afară ne-a prezentat o informare. Dacă, vă rog. Văd aici la punctul 2, atestate de producători, carnete de comercializare liberate. Nu-i dăm la putere aici, 23. 23, 23 de producători de calități. Fructe. Nu cred eu că... Nu cred aici, bă, să spun cei care... Că ce câți de... Hai să mergem în piață, să ne uităm așa la fiecare. Nu, văd aici, atestat de producător și carnet pentru a comercializa. 23. Și ne-a sau așa ce mai? Dar nu neapărat. Nu neapărat. Am întrebat. Păi puteți. Nu întrebat, vreau să te ajut. Dar dacă mai sunt alte întrebări în legătură cu acest raport. Dacă nu mai sunt, trecem la ultima problemă, întrebări, interpelări și răspunsuri. Dacă, la acest punct de vedere, la acest punct de ordine de zi, sunt aspecte probleme care trebuie să le supunem mai discuții. Dar dintre invitații, dintre cetățenii care au participat la ședința publică de astăzi, este cineva care să ridice o problemă care să fie de interesul Consiliului Local, dar vreau tot frumos să îngăduiți totuși. Se dă în voie și după aceea intrăm în puterile noastre. Vă rog, Pascu. Ce problema gunoiului? Prezentați-vă, vă rog frumos, ca să știi, de la da. Cer scuze. Vreau că mă numesc, fac parte din orașul Târgoviște, strada Săgeata, care nu este asfaltată. Așa. Bine zăpezit, am dat telefon domnului primar și am rugat să trimită să ne zăpezească. Și acolo mă situez. Planezarea nu este. Așa, bun. Și vreau să vă înțeleg o chestiune care s-a realizat în România, în orașul Mizil, în 2017, prin problema gunoiului, care la ora actuală se plătește pe kilogram. Deci este ceva care se poate realiza. Și m-aș bucura. Așa, ca problema asta să fie, la următoarea ședință, trecută pe ordine de zi. Dar, vă rog frumos, citiți cum face ca să aud și eu, domnul consilier. Am reținut, mi-ați dat un scris să-l analizez și am capacitatea să iau deciziile care trebuie, nu trebuie să-mi le impuși dumneavoastră. Vă rog. Stai, domnul Luciu, păsați să-ți termine, că după aia am spus că discutăm. Așa, cum justifica dumneavoastră prețul pe metru cub? Și vă rog să-mi... Am venit la dumneavoastră, v-am dat posibilitatea, dacă aveți anumite probleme care țin de... Ședința noastră e o chestiune care, într-adevăr, e problema noastră personală, da. Dar nu le judecați în legătură cu probleme care le-am analizat noi, pentru că sunt ajutorile. Eu cum nu suntem încă... Avem audiență, avem tot felul de mijloace de a sta la cu cetățenii, inclusiv discuții pe care trebuie. Să venim, discutăm acolo la fața locului, la fiul repede, cum să zicem. Fără niciun fel de probleme. Nu mai vă invităm să fiți prezent. Pe metru cum și
Nu, cereți, că nu am făcut noi tariful, l-au făcut cei de la ADIP și de la ADIS, două entități bine definite. Suntem și noi membri în cadrul acestor două asociații, dar n-am participat sub nicio formă atunci când s-a fundamentat tariful la apă sau la gunoi. Putem întreba, cât e kilogramele în mesul public de gunoi? Și dacă dumneavoastră produceți într-o lună, ca persoană, un metru de gunoi? Pe cât vinde, dacă e discutat despre un anumit gen de produs... Nu, dar cât produceți, cum mă justificați la kilogram? Nu suntem, dacă aveți nevoie de răspunsuri mai complete la obiect, acolo, spatele de dumneavoastră, este administrată în societății. Nu, la întrebați-l dumneavoastră că aveți posibilitatea. Nu te pun la testări tehnice. Pune întrebarea, zis studiul. Dacă din ceilalți participanți la adunarea, la ședința Consiliului Local de astăzi, mai dorește cineva să adreseze vreo întrebare? Înțeleg că nu. Vă mulțumesc frumos pentru participație. Dacă colegii consilieri au la ultimul punct de ordine de zi anumite întrebări, interpelări, vă rog să le faceți. Vă rog, dumneavoastră. În data din 19.01.2019 a fost un incident nefericit pe strada Gheorghe Dorj, la Socas. Ei, aflați că s-au prezentat pompieri de la Oate Trigona fără apă. Nu era deschis robinetul. Și când mă gândesc la taxa aia care tot eu am ridicat problema, doamne, mă prind niște bani pentru ce se întâmplă? Pentru ce este? Îi plătește cineva? Dacă el nu are apă în mașină. Dacă avea o apă, nu ar de așa două acasă. Mulțumesc, domnule. O luăm în calcul pentru că e foarte serios să vedem ce se întâmplă. Vă rog, domnule. S-au asumat impozitele și taxele locale. Noi acolo am aprobat și penalități pentru cei care își îngrijesc terenul. Îi pot să îmi amintesc. Așa că eu vă rog să rog executivul să pună în aplicare acest lucru, cel puțin pentru frumusețarea orașului. De exemplu, terenul care este la IPP, deci arată jalnic. Nu are gard, crengi căzute. Haideți să contactăm proprietarul și dacă nu face de bună voie ceva acolo, totuși este la șoseaua principală, să aplicăm acele penalități, acel impozit la sărit, de exemplu, să aplică 500% pentru cei care nu își îngrijesc și lasă în paragină. Rog executivul să pună în aplicare nu numai pentru penalități, ci pentru restul terenului, pentru cel puțin care sunt la șoseaua principală. Mulțumesc, să lasă-i foarte bine. Vă rog. Deci am să citesc materialul pe care îl împlinesc și pe urmă... Sunteți interpretări la cuvânt? Sunteți la rubrica interpretări, am voie să am cuvântul, da? Mi l-ați dat, o să-l zic. Pentru prima dată într-un oraș din România, gunoiul se plătește la kilogram. Cât gunoi arunci, atât plătești. Se întâmplă în Prahova, în Mizil, unde restul de menajere se taxează la kilogram. Pe toate cele 3.000 de pubele din oraș au fost puse cipuri, iar pe mașină de salubrizare, cântare și cititoare. La asociații, pubelele au fost securizate, doar cu cartela se mai poate intra la cele 6 platforme de gunoi dintre blocuri. Ba mai mult, fiecare loc este monitorizat video. Și fiecare plătește atât cât aruncă. Pe pubele au fost montate cipuri, iar pe mașinile de colectare, cântare și cititoare. În orașul Mizil, fiecare membru al unei familii plătea 11 lei pentru gunoi în fiecare lună. De la 1 septembrie, fiecare kilogram de resturi menajere costă 35 de bani. Deșeurile reciclabile sunt ridicate gratuit. Automat, oamenii sunt stimulați să sorteze. Mai ales că anul trecut, primăria a primit aproape de 50.000 de lei pentru neselectare. Investiția firmei de salubritate, la care acționar majoritar chiar primăria, orașul Mizil, s-a ridicat la 20.000 de euro pentru cântarele de pe mașini și cititoarele de cipuri. Domnul Mizil, vă rog. Aspectul ăsta este trecut în toată mass media și, într-adevăr, orașul Mizil poate considera etalon în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Vă promit că nu ducem mai spune, că ne interesăm și noi de felul cum gestionează, ca să putem să luăm practici în curs la fiecare dată în oameni. Deci, avem până se realizează, n-ar fi mai bine să nu plătim?
Pentru că noi vrem să plătim cum zi. Haideți că vină în doamne proiecte. Ați văzut ce-a făcut cei de la situație de urgență. Haideți că vă mai spun. Legătură cu aspectul ăsta pentru deșeuri. Da. Vreau să vă spun despre restarea drumurilor, care este, nu precar, este sub orice critică, da? Este un drum care duce la o instituție, la penitenciar, la școala de educare, care n-a fost nici dezăpezit și este un glot. Noi facem programe cu norvegenii și invităm pe acel drum să vadă cum e la noi, în România. La care unită îi doriți concret de aici? La școala de, la centru de educare. Da. Deci n-a fost dezăpezit și nu s-a pus nici asfalt, nici prundiș, absolut nici. În continuare, nu se dau răspuns la sesizări în termen de 30 de zile. Vă prezint cazul domnului Crăciun Neculai, da? Care stă pe strada Gărea, are în fața porții puse o grămadă de, este un om în vârstă, un om bolnav, o grămadă de prundiși, deci nu poate să deschidă poarta, nu poate să... L-a pus altcineva? Nu știu, are sesizare, domnul primar Râde știe, dar nu e nicio măsură. Cetățenii din Gulcele au nevoie de 3 ventile să-și pună pe conducta de apă ca să poată manevra mariciorul și să facă plinul la taca de apă și să aibă apă cu orice. Deci au nevoie de 3 ventile. Ventile. Da. Și dar cetățenii din zona Gulcele au reprezentat, dar stați în Gulcele, cunoașteți problema? Da, sunt reprezentant. Ca și consilier local, sunt reprezentant al tuturor problemelor cetățenilor, nu numai cel de la eu, unul sau de la sat, v-au sesizat pe dumneavoastră? Da, bineînțeles. Da, ei pot și rezolvați și rezolvați. Dacă nu le sesizează pe cei care trebuie, că noi niciodată nu am respectat. Cetățenii pot sesiza prin consilierii locali. Da, și un consilier local la orice. Păi, nu a sesizat. De care o bine? Ce diametru? Deci, de cineva niște date concrete? Da, bă, da, o să vă trimit, prin e-mail niște date concrete. Să vină cei interesați, domnul Pavel Achibor, luați această problemă și dacă, într-adevăr, trebuie să investiți. Dacă vreți, pot să vă dau un răspuns acum. Este vorba de porțiunea aia de stradă, care nu aparține de apa orașului. Apa din rezervorul nostru, care nu aparține, deci, care nu o plătim. Așa, mai clar. Ei, aia o întreținem noi cu forții proprii, cum putem. Deja ne-am întâlnit, am hotărât să începem lucrările astea de înlocuire a vanilor. Sunt niște vane care, mă rog, au ruginit și în momentul când am încercat să le acționăm, s-a rupt șpingul de la față. Alea pot fi reparate, noi am hotărât să le cumpărăm cu banii noștri, nu m-am gândit niciodată să viu să cer de la primărie niște bani pentru așa ceva. Adică noi am hotărât între noi să cumpărăm acele ventile, că am mai făcut de astea, nu-i nicio problemă. Mulțumesc! Asta e. Mulțumesc! Mai cineva să mai... Mai n-am terminat eu. Niște bani. Încercați să fiecare dată. Am propus ca punctul de informare turistică din parc să fie un loc de întâlnire a studenților. Nu avem un loc de unde tinerii să se întâlnească. Sâmbătă, de la ora 5 la ora 21 și nu s-a dat niciun răspuns. Să venim în sprijinul studenților care vin din orașul, care au plecat. Există dumneavoastră în numele studenților sau există un grup de studenți care și-au exprimat această dorință? Vorbesc în numele studenților. Ei, care studenților? Frate, Bogna, studenții sunt plecați la facultate. Păi, nu să punem problema, dar nu gândim celor care vor să se ature, să facă un act cultural, ce fără probleme. Să nu fie din la până tu dorești studenții aia, da. Vreau să vă mai spun că domnul primar, văd că nu vrea să anunț, o să anunț eu.
Pe data de 3-5 mai va veni în vizită la Mina Salina un grup de 27 de delegați din Uniunea Europeană, fiecare pentru un delegat de fiecare țară, cred, din Uniunea Europeană. Cred că are un plan, da, de a-i primi cum se cuvine. Nu, înștiințez Consiliul Local de la Primar. Poate mă ocupați asta. Poate mă ocup eu. Păi, avem la mai mulți reprezentanți Consiliul Local, Chidelul Trigoarie, care... Deci aș vrea să vă dați în poziția știe de acest... Nu, deocamdată n-am fost informat și că vom fi informați. Este în media. Vreau și cineva să iau materiale din media și să aduc aici. Este domnul director de la Salina Ilie, suntem noi, vom putea face. Luați din toate ziarele de la noastră anunțuri și veniți aici ca și cum. Da, deci, exact, și reprezentați pe toți, și pe cei europeni, tot noastră. Da. Mai sunt alte probleme, domnule. Problemele cetățenilor care le-am scris în caietul de audiențe nu s-a rezolvat decât două din toate care le-am scris. V-aș ruga să nu mai scrieți probleme. Deci veniți cu două, trei probleme care sunt prioritare la câte o scrieță, că până să aveți obiceiul ăsta de a le indica de fiecare dată. Dar să le plăcați în așa formă, trebuie să plătați numai două, trei. Nu o listă întreagă care o... Sunt multe, domnul viceprimar. Ți se pare că nu sunt probleme în orașul Trebuie. Sunt probleme în orașul. Câte ați rezolvat dumneavoastră? Sunt multe decât dumneavoastră, domnul primar. Felicitări, mai ales succesul în continuare. Mai sunt alte probleme? Vă rog, domnul... Da, eu o mică remarcă și sună și ca o rugăminte. În momentul în care, pentru prima oară, vrea cineva să își scoată cartea de identitate, aș vrea ca aparatul primăriei și cei în măsură să nu pună piedici, chiar dacă se poate să-i ajute într-un fel. Pentru că sunt diverse situații în care apar probleme și dacă putem să ajutăm tineretul, adolescentul care scoate prima oară carte de identitate, ar fi bine. Nu să apelăm că dacă nu a plătit nu știu care impozit, așa, nu îți dau carte și ăla este un document obligatoriu și nu avem ce să mai discutăm. Deci măcar la carte de identitate, atât, nu la altceva. Domnul Panzăr, am spus, nu știu, mai spun și la alți cetățenii orașului ca să știe. Toată lumea, mai ales la bine, a fost de 12 ani, are dreptul prevăzut de dreptul să fie poziția cărții de identitate. Dar părinții sau tutorele pe care le are pe acel minor care la bine a fost de 12 ani, după 14 ani a ajuns la carte de identitate, trebuie să îndeplinească niște condiții de natură civilă care să-i dea posibilitatea ca acel copil să aibă un domiciliu. Și legea spune foarte clar că trebuie să prezinte părintele actul care face dovada proprietății cărții, deci niște documente care trebuie să le respecte fiecare. Că nu poate să-i facă lucrătorul la evidența populației să-i elibereze cadrul de identitate, atâta vreme cât părintele figurează numai pe cartea lui de identitate cu domiciliu. Dar mai înainte nu mai are niciun fel de act domnitor care în spate are ceva de domnitor. Trebuie să înțelege treaba asta. Dar nu s-a pus cazul nici în situații de felul ăsta. Tot dacă găsiți o luce și la prezintă. Păi asta am și rugat, să se găsească soluții. Pentru că dacă nu ai carte de identitate, nu ai... Da. Atât mai am spus. Fac un apel la Consiliul Local de a abona familiilor care li s-a arătat atât cât voi. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte probleme, de care nu stă închisă, nu fac nici ceva să dați. Mulțumesc. Da, mașina e aici.